Salut! Salut, Ana și Aliona. Să o luăm de la început. Ce e AA+? Dacă să o luăm foarte simplu, sunt inițialele de la numele noastre, Ana și Aliona, și plus este de regulă o colaborare, care poate fi cu oricine. Adică, cumva, în denumire am pus un fel de deschidere spre colaborare cu oricine ar fi interesat să o facă cu noi. Cumva așa. Dar el e dat de artele plastice, grupul vostru. Noi să înțelegem că nu e legat de elicoptere, de exemplu, sau... Aliona? A pus multe legat de artele, nu știu dacă pot spune arte, design grafic. Design grafic, da. Pentru că noi venim de grafic. În domeniul culturii vizuale, a culturii vizuale ar fi mai corect. Mă rog, asta include și grafică și mai puțin arte, da. Unul dintre proiectele voastre foarte reușite e Poster Expoem la Chișinău. Cum ați reușit să aduceți această expoziție și nu numai să o aduceți, dar să și implicați și scriitorii, dar și graficienii din Moldova? Aici am să spun eu un pic despre procesul de managerial, să spun așa. După care eu nu spun, cred că, din perspectiva artistului. Participant. Da. Deci, evident că a fost inițiată de studioul Glitch din București și eu am lansat acest proiect pe timp de pandemie, pe online. Respectiv, a ajuns și la noi imaginile de la acest eveniment, adică de la expoziție, și mi s-a părut foarte fain și cumva momentul ăsta când am zis că trebuie să o aducem a fost că am văzut oameni distribuind aceeași și cumva interesul publicului, adică nu s-a limitat doar la mine, dar am văzut că au mai distribuit cineva din Chișinău, adică din cercul meu, și mi s-a părut că, hei, înseamnă că poate că ar prinde la publicul nostru. Și atunci am mai vorbit și cu Aliona și am mai vorbit și cu alți colegi pentru ce ar fi dacă am aduce o astfel de expoziție. Toți au fost pro. Repejor am scris băieților din București, ei au fost deschiși, adică ei erau un pic derutați în sensul în care începuse pandemia și nu prea știau încotro să o ia cu proiectul. Și cred că asta a fost, le-a venit cumva o mică soluție, cel puțin temporară, ce ar putea să facă ca să nu stea în loc. Și ei au zis, hai, fă. Și eu am zis că eu cunosc băieți, adică având prieteni în domeniul dat, am zis că îmi va fi mai ușor pentru că nu-mi va lua atât de mult cercetarea și, mă rog, mai cunosc oameni cheie din domeniu și ar fi mai ușor să-i contactez. Și asta a fost, cred că, un moment decisiv, pentru că toți au fost deschiși și, în mare parte, practic toți pe care i-am contactat din băieți au acceptat. Majoritatea din care am contactat din designeri tot au acceptat instant, au zis cât, cum, unde și cam asta. Și în două săptămâni am primit poeziile, în două săptămâni am primit posterele și cam o lună ne-au ocupat, adică e destul de operativ, aș spune, un proiect. Da, chiar mi se pare foarte, foarte operativ, pentru că am văzut că expoziția din București a avut loc chiar la începutul pandemiei. Da. Și nu a apărut că voi ați văzut expoziția aia sau ați auzit de ea și v-ați gândit cum să faceți. A apărut chiar o continuitate. Da. Mă bucur. De exemplu, eu mă gândeam că de fapt v-ați apucat și v-ați gândit la asta mult timp înainte, dacă sincer eu așa credeam. Nu, a fost foarte rapid, dar pentru că toți erau cumva bine dispuși și pregătiți moral pentru așa o chestie, nu știu, așa a coincis, presupun eu. Cumva mi se pare că s-a încadrat destul de bine partea moldovenească în cea românească și practic, mie mi-a plăcut mult rezultatul și mi-a plăcut că toți au respectat, au făcut la timp și au fost foarte deschiși. Adică, așa mai rar se întâmplă, desigur, nu în toate proiectele așa. Și asta cumva te încurajează să faci proiectul bine, să faci de calitate. Și cred că Leonor putea să spui din punctul de vedere de artist. Mi
se pare că ăsta a fost un proiect destul de așteptat, cumva, sau vrut, dacă corect să spun. Pentru că tema asta dintre colaborare, poezie, designer, fergea, cumva, fergea, tot apăreau temele astea în discuții cu alți, mă rog, din cercul meu de poeți sau scriitori, că da, ar fi nice să fie o colaborare. Și iată că proiectul ăsta, inițiativa, și cred că de asta căpunea caldă a fost, o, da, în sfârșit, iată. Apropo, mi-a plăcut foarte mult posterul, mulțumesc frumos! Mersi, nu întâmplător am ales poezia cu fotografii, de fapt, că am avut și o situație similară, că eu stau la primul etaj și când pandemia, tot lucram la fereastră și am uitat să mut la iarbă să văd păpădile și când am văzut păpădile, cam eram tot... Era cam similar ca în poezie, știu? Iată! Închești! Da, mi-a plăcut foarte mult posterile voastre pe care le-ați făcut. Să fac o mică paralelă până dai următoarea întrebare. Deci noi am făcut după principiul primul venit, primul servit. Și am împărțit poeziile așa cumva... ne străduiam totuși oamenii să se regăsească în ele și mulți, asta rezonează cu mine, asta am să o iau, pentru că simt că e mai pe placul meu. Și din cauza asta, probabil, presupun că au și coincis poate cu gândurile care le-au inclus poeții în propriile versuri și cumva a fost la țancă, aș spune așa, părerea mea, nu știu. În afară de acest proiect, la ce alte proiecte ați mai lucrat sau ce alte proiecte ați mai făcut până acum, ce aveți de gând să faceți? Mă ne place chestia asta cu expozițiile. Asta e un fel de... adică e o provocare pentru că ieși din muzeu și vorbești cu publicul larg care... cum la noi mai rar asta se întâmplă într-un mod cuvenit, aș spune eu, pentru că de regulă ceea ce vedem pe stradă sunt poate desenele copiilor sau careva chestii politice, ceea ce vedem în scoarul lui Ștefan cel Mare, cel Mic. Dar nu prea vedem, iată, o interacțiune între arta contemporană sau poate designul contemporan și publicul care e din Moldova. Cât e de contemporan el și cum interacționează el, de fapt, cu aceste lucrări. Și noi, cumva, am mai avut expoziții tot outdoor, adică pe afară, prin oraș, pentru că nouă ne place un pic să interacționăm cu spațiul public și am avut curioase situații cu... se furau posterile în primele 12 ore înainte de expoziție și nu cele mai rele, aș spune eu. Adică nu că așa că nu i-a plăcut și a scos, dar din alea frumoase. Și deci este un fel de tragere la ceea ce e frumos, dar nu prea știi ce să faci cu asta și de să-l iau. Dar se furau pentru că le plăceau posterile sau ca să le distrugă? Asta știi? Bun, trebuie să spunem un pic despre... expoziția era despre toleranță și respectiv erau niște... și poate cu niște elemente un pic mai provocatoare, eu aș vrea să cred, sau nu știu. Sau chestii care nu sunt prea acceptate de tot. Uh-huh. Respectiv, unii pot să fure că le place că era un designer bun, altul poate să fure că, na, dar eu nu vreau să văd, nu știu, picioare pe păr sau chestii. Era da. Așa. Uh-huh. Era mixt. Era mixt uh-huh. pentru că noi am panotat o expoziție, să spunem, la 12 noapte, adică de pe seară și dimineața la 12 când am venit să inaugurăm. Deja lipseau patru postere și alea chiar nu erau așa acute ca care să-ți trezească o nevoie să le rupi sau să le arunci, ele erau frumoase. Deci erau una pămână. Le-a plăcut oamenilor și le-a dus acasă. Deci primele cu siguranță le-au plăcut pentru că erau frumoase anume uh-huh. grafic. Dar restul deja evident au fost care au smuls, se vedea că tocmai smuls din... Asta tot e un fel de interacțiune, adică da, mai puțin convenabil pentru noi pentru că trebuie să retiperești sau să nu retiperești, dar... A pățit-o la un moment dat și Mone la o tabără de land art din Arad. A avut o lucrare făcută din niște halate pe care a scris ea din colonia fabricii. A scris niște fragmente din poezii și cred că nu a rezistat tot așa, cred că o noapte. Prea bune erau poeziile. Și după aia am căutat pe lângă râul din Arad, am căutat halatele, dar nici urmă, deci cine le-a luat. Da. A avut
Mi se pare foarte important că voi ați reușit prin acest proiect Poster Expoem să uniți scriitorii cu artiștii plastici. Tot Moni spunea la Republica, pentru că avem noroc de ea că se știe, îi știe pe mulți artiști plastici și e prietenă cu Ligia Seculici și cu Ghena Popescu și prin ei cumva a tot adus vorba despre arta plastică la Republica și ea spunea că e foarte important să fie prieteni scriitorii cu artiștii plastici, pentru că așa scriitorii nu și-ar mai pune coperte nasoale și artiștii plastici ar pune titluri mai bune la lucrări. Da, adică nu ai... metamorfoze sau compoziții mărunte. Cum vi s-a părut că au reacționat și artiștii de pe o parte și pe de altă parte scriitorii în proiectul vostru? Artiștii au fost și genul, în sfârșit o chestie faină la care pot să lucrez. Nu, adică, na, poate în design mai puțin n-ai chestii în care poți să te implici creativ într-un fel, să arăți tu viziunea ta, faci mai multe chestii, poate legate de job și ai anumite restricții de aici, na, tot. Da, deci în job-ul sunt vânzări, aici e creativitate și cred că mulți au și descoperit poeții de la noi, pentru că eu sunt sigură că designerii nu cunosc nici de Republica, nici de atelierul Vlad Iubiță și nici de poezia contemporană românească. Adică asta a fost un challenge, pentru că probabil mulți s-au așteptat la poezie cu rimă, Aldei Bine, Minescu... nu toți, de exemplu... Da, o bună parte. De exemplu, pe voi v-am mai văzut la Republica, Cristian Menomort, am văzut că a participat aici ca designer, dar el a avut, înainte să plece din Chișinău, el a avut o lectură de proză la Republica. Da, știam, și el știa pe Cvetov și a fost foarte încântat când, practic, lui a nimerit ultima poezie și iarăși a fost la țang și el a zis că, păi, eu îl știu și evident că e mult mai ușor să faci o poezie pentru cineva pe care îl știi. Da, adică printre designeri a fost așa, eu cred că a fost așa interesant, pentru că în primul rând faci ceva ce-ți place, interpretezi cuvintele cuiva și plus încă și mai faci cunoștință cu poezia contemporană, că asta e un plus mare. Da, adică reacția la designeri a fost bună, la poeți a fost așa un pic mai rezervat. Da, o să fiu mai curios, dar cine, dar cu cine, dar cum, dar unde, dar când, dar... Dar și ne-ați mai și... Da. Cred că s-a documentat despre noi, adică presupun că omul e foarte atent în sensul în care curiozitatea lui e foarte sănătoasă, eu cred așa ceva. Nu știu, și mi-a plăcut foarte mult când noi afișam afișele, erau tineri care se apropiau de afișe și stau cu atenție și pot să citească chestii. Și eu cred că foarte mult atrăgeau atenția la ăștia tineri. Super important cumva, eu cunosc poezia urea cu trends, cum unii afișe așa mai cu trends, mai chestii. Și erau atrași așa ca bunită, dărcică cumva așa. Da, eu am trecut de câteva ori pe aici și de fiecare dată când am trecut am văzut oameni care treceau și la un moment dat se opreau și începeau să se uite la postere și asta mi s-a părut un semn foarte clar că expoziția are succes și atrage oamenii. Da, încă un moment din feedback-ul care l-am avut de la prieteni e că nu poți din prima cumva să citești din toate. Am avut și feedback-ul că am avut dureri de cap. De exemplu, cineva mi-a spus că poezia lui Cosmescu i-aș fi făcut dureri de cap până a încercat să citească pe la cap. În fine, acolo e o caligrafie plus un pic s-a tipărit nu chiar bine și s-au pierdut un pic liniile, dar mă rog, într-adevăr, unii designeri nu și-au pus ca scop vizibilitatea. Deci eu vreau să transmit o stare și, în esență, acest proiect nu a pus condiții poeților, pentru că trebuie să vindeți acest post. În sensul de vândut, gen conținutul să fie mai presus de tot și voi spuneți mai presus de tot viziunea poetului. Nu, a fost o colaborare. Poetul și-a făcut partea lui dând fragmentul care îl consideră de cuviință și designerul și-a făcut treaba lui vizualizând așa cum o vrea el. Deci, respectiv, aici despre vizibilitate nici nu a fost mare... Cumva, da, nu s-a pus accentul pe asta și, mă rog, deja este așa cum este. Ceva să citești, ceva mai puțin.
Înainte de a ne întâlni acum, vreau să vă întreb că dacă nu v-ați gândit să faceți o antologie cu posterile și m-ați bucurat acum. M-ați bucurat că mi-ați adus chiar o antologie și arată foarte, foarte mișto. Da, trebuie să mai rămâie câteva exemplare la Cărturești de la mall, gratuite. Deci și la Cartego, noi am distribuit câte 10, nu am făcut o partidă mare, am făcut doar pentru participanți și câteva așa să rămâie ca amintire pentru cei care chiar le-a plăcut și s-au interesat. Și noi, pe pagina evenimentului, am menționat că există o partidă mică la Cartego pe Percalab sus cu Matievici și la Cărturești de la Mol. Deci, probabil ar putea să mai rămână câte una, dacă cineva își dorește mult. Ar putea să le găsească, dar nu e precis, n-am verificat informația. Da. Ce ar trebui să mai continue cu acest proiect? Sau, până pe 26 va fi expoziția aici, ar trebui să se mai întâmple ceva sau asta e tot? Inițial ne-am gândit să invităm participanții, gen poeții și designerii care sunt pe loc la o bere, dar pandemia un pic a schimbat direcția. Nu știm acum, probabil va trebui individual să ne întâlnim, să înmânăm punga, poster expoim, această mică broșurică și posterul cu poezie, cu poezie sau ilustrația fiecare, pentru că așa am planificat și așa în genere se facem proiectul dat, chiar și la Bucureșteni a fost aceeași procedură. Vom vedea într-un final cum decidem, dar din cei ce am văzut la băieții din București, ei deja strâng postere, continuă să strângă postere cu poezii, deci probabil că va mai fi o expoziție. Cine știe, poate eu, după ce am luat-o la Chișinău, ei au numit-o internațională, până acum nu era internațională. Respectiv, poate au să continue cu alte orășele, cum e Cluj sau Iași, cine știe, noi nu știm exact. Probabil ei ar putea să o spună mai bine, dar cu siguranță e un proiect care trebuie să trăiască, în sensul în care tot timpul vor fi designeri care vor dori să ilustreze o poezie și vor fi poeți care ar vrea să primească o vizualizare deosebită la textele lor. Ar avea o continuitate în principiu. Dar berea se amână un puțin. Dar da, cu ocazia asta și expoziția cumva rămâne în viitor. Cumva, e și un lucru bun, să zicem. Da, da. Asta, da. După cât știu, oricare designer din Chișinău poate să aplice la poster expoim și să vizeze un poster de un poet, un scriitor. Da, cine simte că nu ar fi vrut să nimerească, să spunem așa, proiectul dat și nu a avut ocazie, sau poate noi am fost foarte restrânși un pic de timp și, să zicem așa, și financiar, din asta am recurs doar la 14 participanți, adică ne-am făcut o limită orientativă. Dar cu siguranță cineva poate ar fi vrut, dar nu a știut sau noi n-am știut de acea persoană și atunci el liber poate să scrie pe pagina Poster Expoem, să ceară o poezie și să o ilustreze sau invers, viceversa, să dea o poezie și ea să fie ilustrată. Foarte hai. Și acum o întrebare grea. Ce faceți voi în viața de zi cu zi? Dacă nu vă place, nu răspundeți. Eu sunt designer. Eu ce fac? Fac design grafic, animații, ilustrații, comunicare vizuală. Deci cumva oricum faci ceea ce îți place. Da. Așa, da. Eu fac mai mult management la moment, deși profesia mea tot e designer grafic. Pentru că îmi place să îmbin cumva organizarea cu chestii de comunicare vizuală și de design, dar mai departe vom vedea. Adică eu cumva oscilez între domeniul ăsta de management cultural și design grafic. Cam așa. Ați făcut expoziția Poster Expoim la Muzeul de Istorie. Locul, într-adevăr, arată extraordinar, foarte bine în centrul orașului, o zonă pe unde se plimbă mulți oameni. Cum au reacționat oamenii de la muzeu când ne-a spus că ați vrea să aduceți expoziția la ei?
Eu își vreau un pic să povestesc din context. Inițial am vrut să fie super public și am vrut să o facem la Ștefan, deci în semicercul ăla, ca să vadă cât mai multă lume și să interacționeze diferite pături ale societății cu ele. Dar era poezie Veronica și Ștefaneț cu sex și am zis că direcția cultură nu o să ne lase așa, să trecem. Și apoi ne mai gândeam că dacă mai face cineva o ilustrație așa mai deocheată, apoi pricis nu ne lasă. Și ne-am gândit, ok, ar fi o variantă și muzeul de istorie, pentru că ne-a plăcut gardul. Adică noi așa ne-am uitat să fim în spațiu și a fost, pare mi se, ideea lui Sandu, dacă sincer. Mie pare mi se, Sandu mi-a spus că de ce nu, mai bine pe istorie. Și Danu mi-a spus, de fapt, chestia asta, prietenul meu. Și ne-am gândit că, prietenul, într-adevăr, 31 august e un pic așa mai cu pretenții la cultură, strada asta. Și atunci când am apelat la muzeu, am primit un răspuns pozitiv din stat. Nu au fost complicat, iarăși un moment destul de rar la noi, pentru că tot timpul există careva impedimente, care, mă rog. Și procedura a fost simplă. Trimiteți cerere, trimiteți posterile ca să nu fie ceva vulgar sau exagerat. Deci erau toate posterile, ei au văzut, le-a plăcut, eu zis că sunt foarte încântați, de fapt o să se întâmple așa ceva și deci cu toată deschiderea ne-au primit și ne-au susținut, ne-au ajutat, au trimis la presă, deci iarăși e o raritate, aș spune eu, că nu se întâmplă des așa. Sunt foarte receptiv. Da. Că au trebuit chestii, au trebuit ok, hai să vedem la presă și da. Da, eu am venit panicat aici, ăștia nu au făcut la timp posterile, ce facem, trebuie de făcut găuri, ce nu au făcut. Eu am venit, doamna de la muzeu, stai liniștit, eu vorbesc cu meșterii, facem, adică chiar a fost colaborativ toată treaba și e foarte frumos după mine așa ceva, adică asta chiar te face să vrei să mai conlucrezi, vrei să mai faci ceva pentru ei, adică a fost fain. Și o întrebare legată de context, v-a stricat multe planuri pandemia? Da. Da. Mie mai puțin. Mie mi-a plăcut. În sensul în care, dacă să fac abstracție de momentul financiar, că mă rog, mulți au intrat în criză și așa mai departe, adică sunt momente și faptul că sunt mulți bolnavi, cum spitalele sunt pline, supraîncărcate și mai departe și unele din rudele mele au și pătimit de pe urma asta. Mie e foarte mult mi-a plăcut. Eu, în sfârșit, am devenit stăpân pe timpul meu, adică mi-am programat timp așa cum am vrut eu și aparent autoizolarea nu mai mi-a prins bine și mi-am aranjat gândurile, adică alergătura asta nebună care era zilnic, cotidiană, la mine cu lucru, ea a luat sfârșit și a avut loc așa o perioadă mult mai conștientă, aș spune. Adică pentru cineva autoizolarea e un fel de pauză, un repaus binevenit. Și asta a fost cazul meu. Și nu cred că mi-a stricat multe planuri, din contră, cred că m-a ajutat să înțeleg ce e important. Ceea ce am mai auzit de la mulți, că perioada asta te pune, îți dă un pic de push, așa că hai, ce faci cu viața ta? Care-s planurile? În sensul ăsta, la mine e mai neutral. Da. Vă mulțumesc mult și de-abia aștept să ne vedem cu toți și poieții și artiștii plastici împreună la o bere. Da, poate la Republica. Mersi. Mersi mult.
Там БСЛ восьмой. Вот снова БСЛ сначала очистить после. Чешу сначала, когда уже заправить. Я только рука подняла, это новый. БСЛ сейчас как здесь новатор, вот так. Лобан. Да ее все, буду, ну. Ну, вот, Лобан, я вот. Какой фамилия? Чешу. Там, ну, Чешу, я все, 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 ну, так, я теперь так, я у нас нас, ну, не один.